așa cum sunt. La etate de 24 de ani m-a chemat Dumnezeu din lumea aceasta. Nu l-am căutat eu. M-a căutat El pe mine. Și în ziua când m-a căutat, i-am răspuns da. Și vreau să-L slujesc până la sfârșitul vieții. Nu este ușor ca să-L mărturisești pe acela despre care a cântat că nu este nimeni ca El de frumos. Nu este ușor. Domnul Iisus a fost urmat de multe gloate, dar puțini au fost din aceia care L-au căutat cu toată inima. Și un exemplu pe care cred că îl știți, v-au propovăduit frații bătrâni, exemplu cu femeia care a fost bolnavă 12 ani. În ciuda legii, a călcat-o în ziua când a auzit că trece Iisus pe acolo. Mulțimii de norod l-au înconjurat pe Domnul Iisus. Până atunci, dar deodată Domnul Iisus face o întrebare. Cine s-a atins de mine? Și aș dori din toată inima și din tot sufletul să nu lipsească niciunul de aici ca să nu se atingă de poala mantiei lui. Atunci vom simți adevărata fericire. Ca femeia bolnavă care s-a vindecat pe loc. 12 ani de zile și a cheltuit toată averea ca să-și caute sănătatea. Și într-o clipă, într-o secundă, a primit vindecare. Și Domnul Iisus a întrebat, cine s-o atinge de mine? Și ucenicii lui i-au pus întrebare, de ce învățătorul le întreb, cine s-a atins de tine când ești îmbulzit de gloată? Am simțit că din mine a ieșit o putere. Să simțim toți acea putere peste noi. Amin. Și atunci vom avea fericire în viața aceasta. Amin. Mi-aduc aminte, în 1951, eram proaspăt, primisem cuvântul de câteva săptămâni. Și în ziua de Paște am fost la adunare din Timișoara. Dacă ați cunoscut, poate fratele, sunt cunoscut pe fratele Codreanu. Da. Așa, am fost în adunarea lui acolo. Și a doua zi, după Paști, am auzit ceva zarvă în comuna unde eram, Săcălazi. Și am fost curios să ies la poartă să văd de ce este zarvă pe stradă. Era strada plină cu armată. Și un militar în ordonă bagă capul înăuntru, în curte. Închide poarta. Și am închis poarta și am ieșit la geam și mă uitam pe geam că se vedea strada de pe geam. Era un geam la stradă. Și am văzut armata, în armată pregătită de război. După câteva clipe, m-am trezit că a intrat o echipă de mitralieri în curte, a dat ordin comandantul echipei să pui mitraliera pe poziție și a pus-o cu țeava spre ușa casă. După ce s-a instalat, parcă o văd în ochi banda de cartușe, a pus în mitraliere, pus în fața casă. A intrat un ofițer în casă și ne-a cerut dacă avem să predăm armele. N-avem armele, zic. Răspund eu. Sigur, n-avem. Și atunci spune ce? Atunci dați-ne documente. Eram eu, tata, o soră de-a lui tata și o soră mai mică de-a mea în casă. Și am dat documentele, le-a pus într-un plic
După ce le-a închis plicul, zice, aveți 2 ore la dispoziție, în gară, din Săhălaz, vă așteaptă un vagon. Luați și puteți în afară de unelte agricole și stup de albine. Ce puteți să luați? Un animal în vagon cu voi sau ce puteți să luați? N-aveam cu ce să transportăm la gară. Și când am ajuns la gară, acolo era numai țipete de toate felurile. Unii întreba unde e tata. Nu este venit aici. Alții întreba unde e sora, sau unde e cumnatul, sau unde e cumnata. Nu erau. Erau spicuiți, nu-i lua la rând. Zic, unde ne duce? Nu o purtați de grijă, că zice, acolo aveți tot ce vă trebuie. Am încărcat bagajele care le-am găsit cu ocazie să le ducem la gară. Spuneți de descoperirea cu balta. Așa. Și când ne-am văzut la gară acolo, după ce am pus bagajele sus, s-a urcat santinela la ușa vagonului și trebuia ca să stăm în vagoane să nu ne dăm jos în noapte care trebuie. Dar înainte de aceasta, între frații din comuna Săcalaz, la rugăciune a fost o descoperire care suna cam în felul următor. Veți fi ridicați, forțați și duși în balta verde. Ei vor crede că vă vor face un rău, dar din contră vă vor face un bine. Cam așa am prins eu cuvintele astea printre frați. Nu știu câți din frați au luat în considerație descoperirea. Cum și astăzi nu se ia multe descoperiri în considerație. Nu știu dacă au dezbătut această descoperire și cine ar fi crezut ca să te ridici din locuința ta cu forța și să te ducă într-o baltă. Dacă se poate să spuneți pentru cei ce vor asculta apoi înregistrarea, în ce zonă v-ați născut dumneavoastră și în ce zonă sunteți, ca să înțeleagă motivul deportării. Da, pot să vă mărturisesc cum am ajuns în comuna Săhălaz. Eu sunt din teritoriul cedatul RSS-ului, din osta comună Hreasca, județul Dorohoi, care a fost cedată când rușii au ocupat din România. Și am fost cu carnet, cum ar fi un buletin, mi s-a dat atunci în comuna în care m-am născut, Hreasca, de refugiat cu destinația comuna asta Dimăcheni, din județul Dâmbovița. În prima zi de Paști, când ne refugiam în 1944, am avut neplăcuta ocazie ca să fiu în gara din Brașov cu tatăl meu, să mergem să căutăm o cantină care era pregătită pentru refugiații care se refugiau. Pe o parte de șosea și pe alta mergeau refugiații, iar pe mijlocul șoselei mergea armata germană cu prizonieri care îi prinsese din Rusia și îi ducea în Germania, când se retrăgeau de ei. Deci, căruțele care erau a refugiaților mergeau și pe dreapta și pe stânga, pe lăturile șoselei. Acolo, fiind în gară, căutând
cantina asta ca să ne dea ceva de mâncare, a sunat alarma. Când a sunat alarma, simțeam în piept că tot lăuntrul meu vibra de sunetul alarmei. Tot Brașovul a început să sune unde erau alarme puse pe blocuri, pe cele mai înalte poziții. Și când a sunat alarma, toată lumea care erau în trenurile care erau în gara Brașov, au ieșit din vagoane și au căutat să treacă prin gară și să fugă în oraș. În timpul cât s-a aglomerat, eu n-am mai putut să mă țin de tatăl meu, m-am pierdut, el a ieșit și eu am fost nevoit să ies pe un geam care era la o înălțime cam de vreo 2 metri jumate, aproximativ 3 metri, până la trotuar. Și când am văzut că alții sar pe geam, am sărit și eu, da? Fără ca să mă gândesc mult, de groaza care s-auzea avioanelor care venea să bombardeze Brașovul, am sărit și eu. Am traversat strada și n-am mers mult și a început să bombardeze Brașov. Când a început să bombardeze Brașovul, eu m-am culcat sub gardul unei clădiri. Și n-a trecut mult timp și am văzut gardul cum s-a răsturnat peste mine, pământul care a dat bombă nu departe de mine, a venit peste gard și peste mine, a trebuit să ies din pământ de acolo. Căutând să fug spre munte, a trebuit să ajung la un canal, un canal mare din Brașov, și pe canal veneau bucăți de grinzi, căpriori din casele bombardate, le ducea apa. Și am pus piciorul pe grinzile alea care pluteau pe apă și am sărit canalul ca să fug în munte. Când am fugit în munte, o mulțime de populație era în munte. Prin pădure erau bucăți de lemn ca și cum le-ar fi spart cineva ca să aprindă foc. Lovise cu bombe și pădurea și a făcut zdrențe copaci pe unde a căzut. Am stat acolo până a început să sune încetarea alarmei. Când m-am coborât de pe munte, a trebuit să pun mâinile așa, ca să nu văd nici în dreapta, nici în stânga, care erau morți, căzuți pe stradă, orașul pustiu, și am văzut cum la o bancă din Brașov a fost banca bombardată și în mijlocul străzii erau pachete de bani legate, așa cum poate ați văzut pe la bănci cum stau banii. Și cineva s-a repezit acolo și a luat din bani și a prins jandarmii, cum era atunci. Și i-au luat. Însetat, cu gura arsă de fumul de bombe, nu mai puteam să-mi trag aerul, aș fi dorit să beau apă, dar am întâlnit un căricior a unui om care vendea înghețată. Și din frica bombardamentului a lăsat căriciorul cu înghețată și m-am repezit și am luat o mână de înghețată și am dus la gură. Și mi-am continuat drumul mai departe. Am ieșit în marginea orașului ca să mă duc, aveam destinația unde să ajung, în județul Dâmbovița. Și am ajuns în dreptul unui camion militar, cu armată în el, și când m-a văzut singur pe șosea mergând, unde merge? Zic, vreau să mă duc în județul Dâmbovița. Și m-a luat mai departe în camion și m-a dus până la Zărnești. La Zărnești s-a oprit camionul și m-a dat jos. Când m-a dat jos, m-am văzut înconjurat de niște persoane civile care vrea ca să știe ce-i cu mine.
de unde vin? Și am spus, zic, eu vin de la Brașov, unde a fost bombardat astăzi Brașov. Foarte curioși, dar unul dintre ei a pus mâna pe mine și m-a luat să mă duc la el acasă. Cine era? Când am ajuns acasă la el, atunci am putut să aflu cine era. Era directorul fabricii de hârtie din Zărnești. Nu era nimeni acasă la el. Numai el și cu mine acum. A venit nevasta și îi povestește lui nevasta ce-i cu mine. Cine sunt. Și a povestit în scurte cuvinte și nevasta a adus ceva să mănânc, dar cum n-ați mâncat voi niciunul, n-am putut să mănânc niciunul. Acest om s-a oferit să nu mai plec de la el. De tatăl meu m-am pierdut, de mama m-am pierdut, de o mătușă care era cu noi cu căruțe m-am pierdut, căci căutând să ies din Brașov, am dat exact la hanul unde poposise în timpul serii când am ajuns în Brașov. Și a ieșit cineva de la han și mi-a spus, tatăl tău este în viață, mama ta este în viață, mătușa este în viață, verișorul este în viață, zice, și se îngrijau de tine că nu știa unde ești. Mama mea, vreo două săptămâni, dacă nu trei, n-am mâncat mâncare. De la bombardament nu ne-am întâlnit până într-o zi. Umblând prin Brașov, m-am întâlnit cu unchiul, care era ofițer în armata română, și el își luase un liber ca să-și caute familia. Și familia lui, formată din soție și un copil, era cu noi, cu tata și cu noi. Și l-am întâlnit mergând pe străzi. Și atunci ne-am hotărât ca să ne despărțim din Brașov, eu să mă duc spre comuna unde trebuia să ajung, el să caute în jurul Brașovului și a fixat o zi, în ziua de ne întâlnim în punctul de aici, în oraș. Mergând, când am revenit, am găsit comuna, am fost la primărie, mi-am făcut prezența acolo că sunt refugiat și vin de un tare loc și m-am pierdut de părinți și m-am întors înapoi ca să mă întâlnesc cu unchiul în Brașov. Când m-am întâlnit, în loc să mă întâlnesc cu unchiul în Brașov, mergând pe stradă, cu capul plecat și amărât, l-am zărit pe tata la distanță, venea cu trei pâini puse pe o nuia rotunde, niște pâini rotunde, și mergea și el cu capul în jos. Și atunci am simțit că nu mai am grai, când l-am văzut pe tata. M-am dus până aproape de el și când aproape să ajung în fața lui, el a căutat să mă ocolească. Dar când a căutat să mă ocolească, a ridicat ochii și când a ridicat ochii, a rostit trei cuvinte, m-a prins în braț. Și a spus, pierdut ai fost și te-am aflat, mort ai fost și ai înviat. Tatăl meu a fost martorul la toți morții care s-au îngropat în Brașov. A stat pe malul gropilor, s-a făcut grop comuni unde îi căra cu camionul pe morți, și îi băga în grob comune. Și el a stat să vadă doar vreo bucată din corpul meu. Și atunci m-am întâlnit și cu unchiul și am plecat mai departe la comună unde trebuia să fim destinați. N-am stat mult timp acolo, părinții au plecat de acolo și au ajuns în județul Pracu, la comuna Breaza. Din comuna Breaza am plecat în Banat. În Banat, acolo, tatăl meu a fost colonizat din pământul nemților care fugise să retresese cu armata germană. Și i-a dat 5 hectare de pământ și o casă, cum ar fi asta, cu tot ce era în ea. Până în 1958.
am stat acolo. Da. În 51, cum am început să vă spun, în a doua zi de Paști, m-am văzut cu armata intrată în casă. De la Cărpeniș, trenul s-a oprit, a făcut o haltă în gara Timișoara. În gara Timișoara, mama soției, nu eram căsătorit, n-am cunoscut-o până atunci, dar vă spun ca să înțelegeți, mama soției mele era ridicată și ea din comuna Cărpeniș. Și a cerut permisiunea la santinela de la ușa vagonului ca să meargă în oraș, în Timișoara, să-i spună soției mele că e ridicată de armată și unde ne duce, nu știe. Când auziți fiica sa că ea este ridicată, zice, mamă, unde te duci tu, mă duc și eu cu tine. Eu nu mai rămân la... Ea lucra în Timișoara, era angajată la o fabrică de conserve și a plecat. Ostașul nu vrea ca să o iei, dar de insistență a luat-o și a dus-o și a pus-o și pe ea în vagon și a stat în vagon până am ajuns cu garnitura de vagoane. S-a oprit în diferite gări din astea mari, a fost trasă garnitura pe linie moartă, dar în cele de urmă am ajuns în comuna Frumușiță, județul Galați. A tras garnitura de tren pe linia moartă și lângă linia moartă, în partea stângă, era un șir de cară cu boi, căruțe cu cai, care stătea fiecare la animalul lui, gata să primească ordine. Ostașii au coborât din vagon, ne-a dat voie să coborăm din vagon și spune, zice, dați bagajele și puneți la căruță. Și cineva a întrebat, dar unde ne duce? Zice, în baltă. Și frații care erau mai bătrâni și-au adus aminte de descoperirea din comuna Săcalas, în baltă. Și balta a fost, fraților. Era spre apus, începuse să însereze, unul cu un felinar în mână, altul cu un braț de țăruș și cu un ciocan, măsura prin stuful care era crescut acolo și ne fixa la fiecare către o parcelă. Și îi spune lui tata, aici este, aici e locul tău. Fusese descoperire prin Duhul Sfânt dinainte să vă mute în locul acela? Da, păi cu balta. A fost descoperire. S-a împlinit. S-a împlinit lucrarea cu balta verde. Cu balta verde. Și în baltă ne-a dus. Balta ne-a dus. Balta a fost acolo. De când a creat Dumnezeu pământul a fost baltă și regimul comunist a vrut să sece o jumătate din ea. A făcut un dig între Prut și o comună, Șivița, și apa a desecat-o și a aruncat-o spre Galaș, care a rămas baltă până ziua de astăzi, este apa ea. Și când ne-am trezit, a doua zi dimineața, în stuf, fiecare a început să-și caute, să-și facă un adăpost. Cu ce am putut, am tăiat din stuf. Pădurea nu era departe la vreo 2 km, să zic 2 km și jumătate, era pădurea și era apa Prutului. Și de acolo fiecare tăia câte o creangă, câte un lemn, îl aducea pe spinare ca să facă coliba. Am făcut colib fiecare cum a putut. În colib avem ocazia ca să ne rugăm. Aveam ocazia ca să mergem în Floarea Soarelui. Era Floarea Soarelui crescută mare și ne găseam locul de adunare. Fraților, mă abțin
pentru că mi-aduc aminte de un trecut foarte greu. Prin floarea soarelui, prin porumb, ne strângeam cât puteam să ne strângem fără să ne observe că ne grupăm, că aveam activiști de partid care erau pe urmele noastre, era miliția, cum era atunci, și ne urmărea. Dacă aș putea să plâng acum, cum plângeam atunci, pe genunchi, pe pământ, nu pe covoare. Așa e, frate Costică. Nu pe scaune tapizate, nu într-un local cum este astăzi, și vărsam lacrimi. Au venit frații când au aflat de noi, din comuna Catargeu, Lascar Catargeu, acum îi spune Schela, de la Negra. Nevasta care o am se trage din comuna Schela, satul Negre. Și avea frați care erau conducători de adunare. Vreo trei erau conducători de adunare, și în Schela, și în Negre. Și când au auzit, au dat zvon la frați, frații ce pot să pună, că avem niște frați care sunt duși în stuf acolo. Și parcă văd, a intrat un car, un cărcat cu vârf. Era greu să pătrundă cineva acolo, pentru că satul ăsta a fost făcut între prut și un canal de colectare a apei care o aducea din orezărie, de peste sute de hectare de orez. Și canalul ăla era la peste 10 metri lățime. Și era întotdeauna plin cu apă. Și pe el era podul care ducea la gospodăria Brateș, de acolo. Și pe pod era santinelă, grăinșer și securist și milițiat. Din ăștia trei trebuia să fie unul acolo, dacă nu doi. Cine îndrăznea să ajungă până la pod, până acolo era, că mai încolo nu îi dădea voie să intre. Eram noi oamenii periculoși. Cei ce ne păzeau au spus așa, zice, mai bine am fi preferat să păzim criminali decât pe pocăiți. Eram determinați, după o vreme, să fugim. Noaptea să ieșim, pe unde puteam, ca să putem să mergem la Schela, să putem să mergem la Negre, să putem merge la Galas, ca să putem să ne bucurăm cu frații. Și așa am cunoscut pe un frate care nu de mult a murit la Galas, un Filip Ionescu, unde puteam ca să ne vărsăm focul și să îngenunchem înaintea lui Dumnezeu. Și astăzi sunt aici. Slavă Domnului! Noi ne cerem scuze că trebuie să plecăm la adunare. Nu trebuie să vă scuzați. Nu trebuie.